La concursul de pescuit sportiv au participat 11 echipaje, fiecare echipă fiind formată din câte 2 polițiști, unii cu experiență, alții începători. Polițiștii au demonstrat că se descurcă și cu undița, nu doar cu arma din dotare, și au reușit. După o noapte de stat pe baltă, a venit și captura cea mare. Cea mai mare captură, captura concursului, domnul Dincă Fănel și Anghel Nicolae. Bine, cea mai mare captură. Felicitări, să le dau și trofeul, inclusiv trofeul Cârligul de Aur. Am avut câteva trăsături, mai puțin activitate, avem cu legea acolo în stânga unde au reușit captura zilei. O activitate de altfel binevenită? Da, foarte binevenită, e recreativă, ne mai desinde și noi puțin. Sunt și buni pescari polițiștii? Se pare că da, având în vedere că s-a luat o captură de 17,5 kg, eu zic că da. Polițiștii pescari spun că nu rezultatul concursului contează cel mai mult, ci faptul că au participat la această competiție. Este o activitate care îi recrează și le încarcă bateriile pentru o nouă săptămână de lucru. În mod normal am fi pe locul întâi dacă nu punem captura, da. Cu o cantitate de 13,750 kg, dacă nu mă înșel. E rezonabil, de aseară, de la 7 a început, până am momit, până... Da, este, e bine. Că aveți un arsenal de scule de pescuit, cu ce ați venit pe bani? Da, sunt o parte din ei, că restul am apucat să le mai bag în mașină. Sunt pregătit, eu merg de regulă la concursuri, nu așa de... mare anvergură, că nu îmi permite partea financiară. Dar am tot strictul necesar pentru un concurs. Am fost norocos aseară, am prins captura cea mare, 17,700 kg a avut, l-am cântărit. Acum eu zic că e mai mult chestie de noroc, scule mai slab, nu mă compar cu alți pescari de pe baltă. Când pescuiți? De pescuit pescuiesc de mult. Dar mai mult pe volt, așa, la bărți private n-am prea fost. La concurs e prima dată când vin, dar asta e. Câștigați. Da. Nu a reușit mare lucru, dar au fost trăsături, o ratare acum o oră, din păcate, în rest a fost bine. În natură, ce poate fi mai? Asta înseamnă să ne recreăm. Asta este scopul Asociației Internaționale a Polițiștilor, regiunea Unolt, de a angrena polițiștii și în alte activități decât cele de serviciu. De această dată a fost vorba de pescuit. Am vrut în cele 16 ore să vedem dacă au deprinderi și de pescuit și eu zic că rezultatele sunt îmbucurătoare. Starea de spirit e bună, toată lumea a prins pește sau a văzut pește, oricum, asta înseamnă pescuitul și delectarea în natură. Asta e și ideea asociației noastre, de a promova spiritul ăsta de colegialitate și de prietenie și prin astfel de evenimente încercăm să îi aducem, să-i strângem, să facem lucruri frumoase. Câștigătorii concursului au primit diplome și echipamente de pescuit. Organizatorii spun că următoarea competiție va avea loc cel mai probabil în toamnă.